Salut! Eu sunt Awake și ca fost membru în acea facțiune, ca aproximativ 300 de zile în acea facțiune, cred că mai mult, ca lider la aceeași facțiune și la facțiunea noastră de suflet, ca asta e LSPD-ul, nu altceva. Bă, dar ăștia disperați, membrii din LSPD, să facă unul cu ei. Când vin poze și unul, altceva nu scriu rat. Au o întreabă de o regulă, deci hai să facem unul, faci deagle și hai să facem poze. Deci am intrat în LSPD, mi s-au căprinturi cu mine, mă rog. Situația lui colaps de ieri. Păi, cine nu știe, vreau să vorbesc despre asta pentru că mă privește direct. De ce am fost la colaps undeva din luna martie anului 2015, undeva acum aproape 2 ani, până în luna 8, adică din... Am stat 173 de zile, da, că am ieșit pe 3 din 3, n-am avut raport două săptămâni la rând și atunci la AFV pentru raporting cu pe Unibite. Mă rog, o săptămână am luat pentru raport, a doua pentru ședință și a treia pentru raport. Pentru că două rapoarte am fi la rând, e Uninvite, dar n-am luat la rând, am luat... Înțelegeți, pentru că am fost la o nuntă și aveam raportul făcut, dar n-am apucat să-l pun. Și aia a fost, am luat 3 din 3. După care, am stat 100, deci sunt 6 luni, frate, în LSPD. După care am intrat National Guard, am stat 95 de zile, 3 luni, cu Tudor, a stat și el. După care m-am întors la colapse, ca și Corider, nu am stat mult, 40 de zile, după care m-am apucat de Orange. Bun, ideea e în felul următor. Dacă intrăm la logurile SPD, putem vedea că colaps a fost demis de către adminul Lădvon din LSPD rang 7, adică lider, după 623 de zile. Pe motiv, renunțare. Nu știu de ce așa sec. Trebuia și frumos, era renunțare la funcție, că ți-a fost lider pe comunitate 2 ani. Nu există lider care să aibă zile cât colaps. Mai e unul pe red. Da, aveam deschisă panelul la ăștia de la Red Family, am vrut să văd nici domeniul n-au, da, mă rog. Ok, Lebrov. De fapt nu, stai să facem altcum fel. Leve paramedic, ok, facțiuni, lasă-mi întors paramedic. Colapsare 623, deci undeva la 50 de zile, 52 de zile, acum așa. Este diferența între cei doi. Singura mare diferență e că colapse la LSPD, unde e cea mai grea facțiune din toate astea 25 pe care le vedeți. Iar celălalt e la paramedic, unde în afară de comanda slash el și accept medic sau nu știu ce comandă e. Nu ai nevoie să faci altceva. Nu zic, e de respectat și totuși trebuie să respectăm faptul că a ținut liderul 571 de zile. E într-adevăr o performanță, adică e greu, dar totuși colaps a fost la LSPD, adică mie mi se pare, nu că sunt eu lider, dar la LSPD cel mai mult dâmnul, frate. Dacă vine un post hunter la LSPD, vine. Cui să-i facă până de fapt unul din NG? Că aia mai puțin pe acolo. Faci unul din LSPD. Așa că domnul White ajunge în situația asta de a avea teancul de reclamații de închis, mă rog. Ok, deci a ieșit colapse. Păi, am primit poza asta prima dată. Adică eram cu el în conferință, frate, când a fost demis. Pe greșeli multiple, prima dată de către Lădvon. Nu știu ce se grăbește Lădvon ca fata mare la măritat. Era situația asta, frate. Colaps avea post pentru că i-a dat FV lui Mădălin Câtâcă ăsta pentru de la știință. Mă rog, cu liderul, da, știți că pentru că și e cu liderul, lui le suportă liderul. Deci ca și mi-ar fi dat colaps FV, da? Sincer, mie nu mi se pare ok să scrii în timpul ședinței Q/
Pe pariu cam 60 de zile plus pe ei, cred că era un membru din clan. Și pe aia să scrie wrong. Ok, e de... nu e de nevoie nici faptul că ăstuia lui Connery nu se știe dacă i-a dat sau nu FV. Dar sancțiunea lui Collapse a fost pentru sancțiune mult prea mare. Deci pentru sancțiune mult prea drastică. Da, dacă îl sancționa, făcea verificări și reiese că nu i-a dat FV ăstuia, a putea, frate, Collapse, prinzi avertizarea lider pentru nesancționare, asta e ceea de a fi și asta nu, dar ok, dar atât timp cât sancțiunea lui Collapse a fost pentru sancțiune mult prea drastică, mult prea ușor acordată, hai să vorbim de sancțiunea asta, nu de sancțiunea pe care ne-a dat-o, pentru că el pentru asta a fost sancționat, pentru asta a primit avut, da? Nu pentru altceva. Ok, nu mi se pare ok ca în timpul ședinței să scrii pe pariu că am șezut de să scrie wrong și să nu fi sancționat. Păi atunci îmi fac bind cu wrong, îmi iau keybinder de pe internet, îmi pun pe tasta, pe butonul de la mouse de pe lateral, wrong, să scrie și dau pe report, sugest pula toți admini, bam, am băgat wrong, gata frate, păi da, stai că am scris wrong, nu? Altă situație. Hai să scriu pe chat-ul facțiune slash liderul suge pula, wrong. Scuze frate, am vrut să scriu pe clan, imagine pe clan, știți cu toții că nu e sancționabil. Adică poți să înjuri de morți, de cruci, de ce vreți voi. Pe clan nu te sancționează nimeni. Decât ca și el părat nimeni, pentru că să nu cu comportament de exemplu pentru ceilalți, da? Dar ca membru din orice facțiune poți să-ți bagi toate pulele în oricine pe chat-ul clanului. Pentru că nu ești sancționat. Da? Și scrie wrong. Păi, hai să mai dau alt exemplu. Hai să fie în timpul ședinței, câți membri sunt la ședință, nu știu câți sunt aici, cred că 20. Hai să scrie la rând, frate, pe rând, scrie unul. Pe pariu că 60 plus de wrong. Mai scrie unul slash cu cât dai frate bule, tu wrong. Fă tu ședința așa, cine l-a sancționat. Fă tu ședința așa, Ludvon, sau cine mai era aceeași părere că sancționarea mult prea acordat prea ușor. Pe o parte și Tibi, aș vrea să înțeleg, dar nu pot. Și pe o parte și Cybernetic, pentru că pe Slack s-a discutat mult despre chestia asta. Și norma chestii ăștia s-a ajuns la ideea că eu îi țin partea lui Collapse. Da, poate îi țin partea lui Collapse, dar nu îi țin partea pe nedrept, adică nu e ca și cum aș apăra un hoț, bă, ăla a omorât omul, da, frate, nu e vinovat, a fost beat. Nu găsești scuze, frate. Adică, cum să spun, îi țin partea ta, o îi țin pe bune, pentru că are dreptate, cum să nu dai FV? Dacă intrăm la, stai că am astea deschise aici. Dacă intrăm pe forum, da? Dacă intrăm pe forum, la Orange, la LSPD, la sancțiuni, uite, undeva pe la pagina 3, dacă nu mă înșel, o să scriem aici ședință și o să vă arate fratele vostru pentru... Stai că am... Să pe butonul de la mouse. Și să vă arate fratele vostru pentru ce am dat eu FV la ședință. Păi am dat pentru... Cui am dat aici FV, mă? Lui Slaut. Pentru ce am dat? Stai, Slaut, prăzăcel grafite. Ah, lui grafite. De ce avem membri atât de răi? Da? Frate, am zis eu, vorbește? Nu, FV. Ok, stai să vă mai arăt. Aici. Prăzăcel. Dacă avem rang 1 și suspectul este în HQ SF, avem voie să-i dăm kill. Prasă, cel care nu era LSPD. Era... Nu era co-lider, era membru, dar a scris momentan nu. Cu toate că a răspuns corect la întrebarea asta, i-am dat FV lui Prasă, cel. Dar Prasă, cel a primit pe mine, doar că i-a răspuns. Frate, deci eu am dat FV pentru asta, pentru... Da? Dar nu să-mi scrii... Adică aici mi se pare într-adevăr, bă, nu trebuie să-i dai FV-ul, puteam să-ți iei sancțiunea lider pe motiv sancțiunea acordată prea ușor, adică FV ca maiurea, da? Puteai să dai, pentru că a răspuns, nu trebuie să-l lași în pace, da, frate, bravo, prostăcel, ok, uite, ți-a răspuns prostitul, a zis, păi, eu totuși am dat FV și atunci, dacă la asta am dat FV, cum să nu dai la asta în pula mea că a scris ceva și a scris wrong? Nu contează, frate. E ca și cum ai fi
Lider. Ai sta la o masă, frate. Viața reală, ai sta la o masă cu d-aia rotundă, cu parlamentari și tu ai ținut un discurs, ai vorbit. Bă, uite, eu cred așa. Trezește unul să strige în gura mare. Pe pariu, bă, că 60 plus de. A, scuzați-mă, m-a luat valul. Da, lasă, frate, stai liniștit. Poți să țipați toți așa, că eu vorbesc în continuare. Voi peste mine, cum te simți tu? Da? Mie mi se pare FV a acordat pe drept, da? Și pentru că mi s-a părut așa, s-a mai discutat în consacrarea lui Colapsia, la fel de... Nu era sancțiune pentru care trebuia să preasă avertisment verbal. De ce? În viața noastră asta de lideri la LSPD, unde vin toți posantării și fac postul, 24 din 23, nu, non stop, frate, bine, acum e școală, nu știu dacă e toată lumea, sunt 400 pe seară, nu 700 sunt de obicei. Uite aici, ai vezi, stai așa, să dau eu set 1, nu, set 13, să-mi bag pula mea de melodie cu cine mi-a pus un playlist. Uite aici, da? De ce căcat n-am sunet? Aici sus. Da, aici sunt non-stop posantări. Deci, vin băieți aici. Uite, vin aici așa. Pehname Maverick. Spawn car 487 vâre. Își iau o parașut de pe o așa. Vin și fac de mea. Uite cum stau. Fly mode. Da, știu că mor dacă sunt în vedere cu parașuta, mor. Ok, hai să mai facem încă o dată manevra. Stai că am rămas cu fly-ul. Stați așa, să mai facem încă o dată. Stai că nu am parașută mai, uite de aici. Ca să ții parașută trebuie să fii într-un elicopter, să te urci să cobori. Da, fly mod. Bun. Mergem aici, da? Fii atent, cum se face dăm de aici, frate? Ia uite. Ei, vezi? Dau și F3 să activez wall-ul și ia uite. Și faci de mă să moară băieții, dacă nu, stai, e cineva pe aici, nu e nimeni. Ia uite. Faci de mă pe maș. Mi s-a blocat jocul, ok. Ideea asta e că faci de mederu, frate. Și după aia, ca să-ți vină membru cu o dovadă în 480 de pixel, la care doar tu știi cât te benoclești și te uiți la ea și te dor ochii în pula mea că o bagi în... De multe ori vă zic că l-aveam pe Hawk, nu știu dacă uite Hawk la acest videoclip, pe Senhawk, care îmi băga dovezile în Sony Vegas, îmi dădea saturație, nu știu cum să se vadă mai clar glonțul, frate. Deci, e o adevărată artă în pula mea să te uiți la dovezile alea cât sunt de... Înțelegi? Bă, a tras, a nu s-a tras, că nu se văd glonțul. Nu se văd glonțul, what the fuck. Hai să vă arăt, uite, intru acum pe Slack. Ok, mergem la secțiunea păreri. Și hai să vedem o... E ok dovada, uite. Ultima postată, uite, astăzi de Gronks, liderul de la DP Blue, de la ce facțiune asta? Sanfieropolis. Ok, a pus aici pe Slack. Uite, a cerut o părere dacă e sau nu de, dacă e bună dovada sau nu. Hai să vedem. Cop atac, da? Life Kent. Asta. I-a dat cop atac lui Hridian. Ok, hai să vedem dovada. N-am mâncat să ieși pula ta dovadă. Păi ia tu o decizie calidă. A tras ăsta de aici sau n-a tras? Ia uite. Nu se vede glos, nu se vede nimic. Dă-i cop atac. Na, tu ca lider, ce răspuns? A tras sau n-a tras? Auzi decât bum, bum, bum și... Uite. Ce faci, frate? A tras sau n-a tras? Tu ca lider trebuie să iei părerea. În pula mea, nu altul, că de-aia ești lider. Și n-ai una, să zici, bă, am o dovadă, dacă mai cer părere, mai frate, ai 10 pe zi la... Unde e asta? La LSPD, normal, îmi pune aia. Ia uite. Na, mai zi, frate, se vede vreun glos? Ce, eu nu văd nimic, eu. Dacă dăm cu 0,25, că cred că 0,25 pentru Sam s-a inventat, să mor eu dacă nu. Ia uite.
O să mai fie încă 10 acolo care să fi tras. Poți tragă unul de aici de sus. N-ai de unde să știi, vezi? Și atunci, asta e ultima dată Euros. De Gronks, de lider. Chiar acum, în momentul ăsta, el a întrebat. Nu, a întrebat mai devreme. E, ok, dovada, mă gândesc că de sus putea trage și altul. E singurul pe clădire, nu mai văd pe nimeni. Mai cer și niște păreri, bani de ochii, da? Ți se sparg toate în cap, frate, ca lider, da? Și atunci, de ce să fim noi sancționați pentru dovezile astea de căcat pe care le aduc membrii? Set 13. Niciodată nu mi s-a părut corect și dacă o să fiu vreodată manager LSPD sau manager departamente, nu știu dacă o să am LSPD-ul sau dacă o să iau vreodată admin 2, mie mi s-ar părea corect, frate, să nu sancționez liderul. Mai mult domnul Straie verbal, a greșit, n-a greșit, nu contează, alea nu sunt dovezi pe care tu poți să iei decizie, înțelegi? Adică nu ești pus lider să te uiți 3 zile la o dovadă. Bă, frate, dacă e să greșești la o dovadă în care, bă, dă-l morții lui, se vede glonțul, uite ca aici. Se văd glonțele în pula aia că intră în perete, da, frate, atunci, bă, ia, văd, dă-te în pula aia de lider, nu vezi glonțul, ești orb. Frate, da, sunt posturi în care, decât auzi așa. Bum, bum, și scânteie în aia, dar nu știi de unde se trage, tu trebuie să iei decizia. Și tu ce ești, mă, că ți-ai pulat, că nici judecătorii, cred că la cazuri de viol, de crime, de vandalizări, nu au decizii de-astea. Pentru că nu vorbești pe ceva concret, nu știi dacă a tras sau nu, pe bănuiele, pe... Dar asta e, pula mea, sunt membrii care vin cu dovezi în 480 de pixeli, pixelate, să văd ca dracu. Nu înțelegi nimic, da? Se zice că, băi, o decizie nu chiar ok, că îți dai seama că nici tu nu vrei să... Să favorizezi, niciun lider nu vrea sau cred, nu cred că este lider să zică, bă, ăsta mi-e prieten, pula, nu îi dau feve, lasă, că lasă, frate, că nu-ți dau feve. Să vorbesc pe să bă, nu dau și mie feve la reclamația, te rog eu, lasă, frate, că nu-ți dau. A procedat corect. Niciun lider nu e așa de prost, pentru că feveaua lui a dat în pula mea, primul rând, se duce într-o săptămână, nu-l afectează cu nimic, era în corp cu mea, dar tu ca lider ții sancțiune, frate, și o sancțiune nu expiră în 70, expiră în 30. În alea 30, dacă mai ai încă două, pași, du-te în pula mea, că mai sunt și alții care au sute de zile în facțiunea respectivă. Poate sunt și alți lideri buni. Tu, da? Adică te dai afară în pula mea. Și să mai ai și greșeli multiple pe FH. Da? Ok, și colapsul se sancționează pentru o chestie de asta, ai scapul zis, da, corect. Mie, sincer, mi se... Păi, hibna, o să moară, băiți. A, nu-i și mi se pare că are costum de la, da? Hai să vă arăt aici o situație. Da, plus că, ca lider, frate, eu cred că viața lui Colab s-a schimbat complet după renunțarea asta la funcție. Uite, frate, era unul aici. Știți că poliția l-a permis aici, da? Adică de aici pleci cu... ei pe ăștia care vin aici pe contrasin și urmă sus, da? Era un bulange, uite așa, stai aici, mama, mama, tu de aici nu-i vezi numele, adică stai să iau un jucător. Cineva liber? Slap, Duhan, Iatere, Duhan, stai aici. De aici nu-l vezi, frate, pe el. Duhan. Da, uite, îl vezi? Pa 1, car 4, 1, stai la permise cu infecție, ia uite, miță face dâmă, da? Tu dacă ai fiind pe ăla, frate, Tibi a zis așa, bă, uite, dacă nu-l vezi corect cine e și nu așa, uite, normal e, vezi, uite, vezi o lecu, dar mai e cineva lângă. Și vezi că tragi în tine, nu-i dai wanted, păi bun, mă, frate, eu te înțeleg și pe tine, nu uite să dai wanted, dar dacă eu vreau să iau permise, da? Și ăla face dâmă, mă bubuie, nu-i dau wanted, da? Uite, avante, mă duc, iau mașină de poliția. Spawnează la SPD, caută Infernus din pula, Infernus, că ți-le altul. Vii aici iar, iar îți bubuia la mașină. Ce pula mea faci? Pleci în alt loc. Spawn, bubuia, Andrei. Fly, mă. Deci aici era situația în care a fost sancționat colaps. Aici, știe tot bagetul că aici e locul poliției de permise. Deci,
toată lumea știe, și civilul ăla de la fermă de level 3, știe că aici și s-a luat permisul. Poate, adică în 90% din cazuri. Și trebuie să-i dai wanted la lui, adică îi dai wanted, îl bagi la pe, dai pe slash free, fără free x demeist post hunter și poate nu-i mai dă nimic free, da? Pentru 500k dă-i în pula aia de colegi. Sau, na, că tot dai el pe frică. Poate e așa disperat, ia 500k să facă drumul pe tine, da? Și stă acolo 15 minute de timp în care îl mai liniștești, vine a doua oară, mai dai iar wanted. Și zice, bă, dă-l în pula mea, că ăsta îmi dă wanted mereu, cheltui și banii, stau și pe aici, mă plictisesc, dă-l în pula mea, mai fac drumul pe el. Da? Și ai scăpat de el. Dar tu, dacă, cum să nu-i dai wanted? Ce te aștept să pula să tragă ăla în tine și tu ce să faci? Adică, frate, ești polițist până la urmă, nu ești sclavul DM-iștilor. Le dai wanted, dă-i morților. Acum, că nu ți se vede dovada și că nu-i bună, nu înseamnă că nu trebuie să le dai. Că nu se vede. Asta e, frate, ai fiindu-l pe el, oarecum s-ar vedea și gloanțele că vin, da? Colapsezi că am procedat corect, că s-au văzut gloanțele. Eu am zis, la fel, frate, da, se văd, nu se văd, nici prea nu se văd, adică se văd că vin, dar nu prea se vede de unde. Nu știu ce să zic, da, nu știe nimeni concret, adică nu e ceva... Cum e matematica, nu e ceva fix, 1 plus 1 știi clar că face 2. Bă, aici nu se vede, n-ai ce hotărăsc să ia timp, că nu se vede ce a fost acolo. Și atunci de ce să iei tu, ca lider, avertisment, să iei sancțiune, să fii demis? Că nu se vede ăla. Păi, suntem 100 de persoane la masă, din toate 100, aproximativ 50 o să iei că se vede, 50 că nu. Și atunci, tu dacă ești ăla, unul dintre aia care zice că se vede, tu ia vă, nu? Adică e noroc, nu înțeleg. Și eu am zis că omul striver poate prea mult, frate, în cazuri de astea, nu știu ce pula aia să zic. Dar, mă rog, ăsta e, s-am pijou vechi, mulți n-au calculatoare bune, asta e, pula mea, trebuie să fie și ei în poliție, na. Acum că n-ar trebui să dea oante, nu, dar nici să nu pot să faci un penis. A mai venit Blood Von, desigur, cine altcineva, spună, păi da, mai sunt locuri de permise. Păi mâncați-ne și pula ta, crezi că în alte locuri de permise nu sunt demeniști? Adică dacă vrea unul să facă domnul pe tine, ce? Nu, dacă sunt, uite, dacă stau aici și au permis, aici, uite, stai unde e. Uite, aici mai stau băieții, da? Și pentru că aici e foarte aglomerat, ei oculez pe partea asta și vin pe aici, da, și le iei permisul. Păi stă unul, frate, de aici nu cred că bate în patru. Stă unul. Uite aici, că nici până aici nu se vede. Face domn pe tine, ce faci? Păi da, mai sunt locuri de permise, nu? Le duc. Du-te în altă parte. Bun, mă duc la... Nu știu ce e tare caz, nu? 38, autobus, bus, 38. Ah, da, că e bine, măcar sta aproape noi caz, nu? Mă duc în alte locuri, frate, de luat permisul. Mă duc aici, da? Hai voi să iei aici. Ia uite-l. Ia uite-l băiatul, ăsta stai permis. Face unul unde se urcă. Se urcă pe... Uite, nu știu dacă bate de aici. Silvana. Nu știu dacă bate de aici în patru, cred că nu. Se pune, uite aici. Stai, că nu vă țintă. Uite aici. Ori aici, ori aici. Sau chiar aici, sau chiar aici sus, că pot să faci nabunele. Deci o să stai, uite aici, pe colțul să faci domn pe tine. Sau undeva, oriunde, frate, un drum aici, uite aici, de aici tragem tine, da? Tu ce faci, mă, că ți-ai jurat? Păi, a, stai, mă, Lădvon, că mai sunt și alte locuri de pe aici, nu trebuie să iei neapărat aici. Și atunci le dai wanted, că, nu știu voi, poate n-ați mai fost polițiști de mult timp, frate. Și eu știu când, cum e să ai, să vină fanii pe tine să facă dâmul să nu te lase. Adică, credeți-mă că trecea o oră întreagă în care nu luam un permis de dâmul. Și mi-a să spar calculatorul și ziceam, mamă, dacă iau o dată admin pe serverul ăsta, vai de, o să-i rup pe toți. Adică eu de asta nu iert, frate, niciun de mist. A tras un glonț dacă ai tras, slash, de mă duc, te-mi pune aia la gel. Futu vreo morți în gură de mist. Bă, deci eu de atunci am așa, m-am tripat pe aici, nebun. De când stăteam cu Tudor câte 3 ore să facem 5 permise fiecare. Hai de viața. Nu am. Da? Și da, și colaps a luat avertisment pentru că, fai dragă, nu s-a văzut glonțul, că nu trebuia să-i dea. Bă, în primul rând se cam vedea, nu știu reclamația, acum nu sunt admin pe Blue, să dau la colaps la reclamația lui, dar ideea e că nu-i țin partea, frate, adică eu
Și dacă mi era dușman, uite, și dacă era unul pe care nu-l suport și cu care mai uite, dacă era social și punea o reclamație de aia, și pluiți de-am partea, cum tu s-ai pilețește, unul, două, nouă, da. Mute, Dixon, depinde și ce context o folosești, Dixon, că dacă zice unul, îmi bag sula în măta, nu cred că îi mai dai mute. Mute, bine. Ok. Da, prin urmare, a avut niște sancțiuni cam nașpa. Eu zic că a vrut să fie scos de la lider. Cred că domnul Lădvon abia așteptat să-i dea sancțiunea. Deci noi, în timp ce discutam pe Slack, sancțiunea lui Colaps, dacă e sau nu aia cu ședința, Lădvon între timp i-a dat un invite lucrul ăla, se poate da un invite, da? Adică de admin 3 plus să te scoată afară din facțiune ca și lider. Sau nu cred că doar ca lider, că și din... să scoți membrii din facțiune, arată. Și chiar și liderul, da? I-a scos liderul, pe motiv greșel multiple. I-a așteptat să discutăm, bă, e sau nu e. Adică e greșeală sau nu e greșeală, pentru că la asta avea 2.5 din 3. Bă, e avul la asta sau nu e? Bă, păi asta eu zic că nu trebuie, e avul ăsta că... nu e ok. Da, bă, la Lădvon Radin ne aștepta să vedem ce se vorbește, ce nu, i-a intrat în joc, l-a scos pe Colaps. Deci, nu știu, chiar cred că a vrut să-l scoată, sincer. Vezi că e discuție pe Slack, că se vorbește de asta, discută, tu intri și dai un invite. Adică îți bași și tu, până în 2 ani de ai lui de lider, da? Nu mai zic nimic, bine frate. Eu sincer, eu dacă luam o sancțiune ca aia, scandalul ăla a avut că mi-a scris câte zile am wrong, dacă îmi luam avut la lider că i-am dat FF membrului că mi-a deranjat ședința, pe mă lăsam de bani, nu mă uceam pe beta aici nebun. Stăteam cu 50 de player, știm, bă, nu mai sunt sancționat. Bine, că sunt sancționat de merge de acum, de Tyson, poate nu eram așa, dar să mă sancționez de Lădvon, care a fost lider, le se pedea acum 2 ani, nici nu jucam, adică, bă, jucam Valiant. Să-mi dea sancțiune pe așa, bă, înțelegi, mă, și tu în cață și ai fost și tu lider, știi și tu cum e să te ocupi de cele de inactivitate, de demisii, de rank-up-uri, de banați, de inactivități, de regulamente, de posturi și de multe, multe altele și tu după atâtea ore de, pe care ți le dedici, doar să ai grijă de facțiune, nu ești la serviciu sau ceva să zici că, bă, pe din asta îți câștigi pâinea, nu, doar așa, ca... pe distracție, ci că jocul e o distracție. Și să... și membrul la ședință să nu poată să tacă 15 minute după... deci tu atât ai de făcut, frate, ca membru. Să-i arăți mulțumirea ta față de lider. Să taci și pizda, mă, din gură 15 minute cât e ședința, da? Atât, nu scrii, să arăți tu respectul față de el. Nici pe aia, mă, nu poți să scrii. Tu vorbești, vorbești pe clan, tu... pariu că am zis, le faci caterincă, da, pula, e ca și cum ai sta la... o ședință în parlament și ai vorbit pe telefon, pe clar, a, scuze, mi-a sunat din greșeală telefonul, că eram, vorbeam aici cu cineva pe WhatsApp cu gagică și am uitat la presențiu și mi-a sunat, exact așa. Da, nu știu, poate gândesc eu greșit, poate chiar e sancțiune prea ușoară, dar eu vă spun că mie mi-a pus unul, uite așa în chat, uite atât, punct, în chat, i-am dat FV. Puteți să căutați acolo la... sancțiune, am dat FV pentru punct în chat, frate, am dat FV, am zis, întrebări cineva, a dat unul, wave 1, pentru că la mine la șinte se răspunde, cineva se trebuie la wave 1 și nu întreb, da, oace, s-a oprit, ce ai luat la gift? Tot timpul la mea FV, pe ce cu întrebarea asta? Te-am întrebat de facțiune, mă întreb, când ai luat FV, ca și m-am dat ce să face gagica, da? Ce ai luat la gift? Și am dat FV, uitați-vă, Caen, i-a dat FV lui Next Step, acum... când era ca e, dacă vă uitați acolo să în loguri la LSP de Orange, i-a dat FV pentru pentru chestia asta. Nesimțire, nu știu pe ce motiv, te-a dat FV în pula mea. Și tu care îmi deranjezi ședința, sancționezi liderul, frate. Că, bun, înțelegeam, repet, dacă sancțiunea era acordată pentru nesancționare. Bă, de ce nu i-a dat și-a luat FV? Tată timp cât postul și... eu mă uit acolo la o logs blue și văd Colaps, avertisment verbal pentru sancțiune acordată prea ușor sau prea drastic. Ce sancțiune e, frate, prea drastic? Când deranjează ședința și îmi scrie wrong? Păi v-am zis, dau slash de sugeți pula și după aia scriu wrong. Se pare de nesancționat?
Un test la lider. Un test la lider când zi direct problem, direct problem. Când am dat teste lider și acum am participat la multe teste lider de la alte facțiuni, e întrebare și mi s-a pus și mie la testul lider, ce, cum sancționez un membru dacă înjură pe slash push și zice rău? Normal, FV, pentru că nu, adică în funcție de gravitatea înjurăturii, da, dacă zici că sugi pula și rom, ce sancțiune dai? FV, nu mai interesează pe mine că a scris wrong, da? Și atunci cum să sancționez dacă zici că, păi da, a scris wrong, a greșit chat-ul. Mi se pare, cum ai zicea, nu mai știu, ori de vond, dar parcă și Tibi a zis ceva de genul, mi se pare urea să dai FV pentru a greși chat-ul. Băi, Tibi, nu, sincer, nu pot să înțelegi. Nu ești lider la taxi, frate. Dacă ai fi membru, dacă ai fi lider la taxi și ai avea o reclamație la 4 zile pe motiv în jury și dai un avertisment verbal pentru că a zis ăla mare de aici, bă, aș fi ok să-mi bat pula, ține liderul 1000 de zile, deci chiar m-ar durea în sol, mai stai deloc. Dar când eu mă trezesc dimineața, bă, frate, stai că am face reclamația aia 3 zile la 1. Eu de obicei dorm până la 2, uite, m-am trezit, am cafea aici, nici n-am băut-o, dar vă dau web, vă arăt că e cafea întreagă. Am luat acum prima gură din ea, m-am pus direct să filmez. Păi stai, frate, că mi-e face 3 zile reclamația aia, eu ce fac? Păi hai să mă trezesc să văd. Și mă trezesc și văd o văvadă de aia în 480 pixelată, trasă de pe la mama, trec un ea, trag, fai de... Mă, eu cum e ca, bă, ce-i fac? Îmi pula mea, că eu sunt sancționat direct dacă greșesc. Da? Dacă eu închid și... Deci pe bune, ca la muncă, frate, mă trezeam... Noaptea, bă, îmi face 3 zile de reclamația, bă, trebuie să-i dau alea un invite, bă, trebuie să îmi face la 3 zile de bana, bă, frate, păi eu nu vin, știi, duminica, uite, am fost la o nuntă sâmbătă, poate, știi, adică sigur, și s-a pus poza, am făcut fanpage, am făcut aproape 3000 de like-uri, duminica era și duminica nunta și, adică, la noi e tot 3 zile, știi, adică sâmbătă și duminica mai e acolo, cu metri, obețivă, ne-a luat asta, știi, mai aleși așa, mai de casă, să zic așa, că nu vine toată lumea, știi. Și frate, mi s-a dus, frate, de pe zi, bă, lăutar, muzică, bă, eu nu, frate, păi stai că eu am ședința în LSP de la 5, zice, frate, eu de dimineață pe la 2, așa, 3. Că îți dai seama, pe ce am plecat la nuntă morți la 6 dimineața, cine mai se mai trezește la 7 a doua zi? Adică stai că am plecat la 6. Dar te trezim târziu și, frate, alo, eu mă duc chiar, pula, bem ceva. Păi nu vin, mă. Păi de ce, mă, nu vin? A, bă, te pula. Nu vin, frate, că am ședința în SPD. Adică sunt niște sacrificii, mă, mâncați și tu ca membru, da, am ședința, da, dau un pula, că nu iau rank, iau săptămâna viitoare, n-are nimic. Sau lasă-mă, că săptămâna asta oricum nu luam rank. Adică ședința la mine e obligatorie. Dacă ai luat de rank, dacă ai de luat rank, vii. Dacă nu vii, iei săptămâna viitoare. Lasă-mă că iau săptămâna viitoare, hai să ne îmbătăm. Eu nu vreau, ok, păi de ce? Păi stai așa, că am 48 de membri, în fapt, sau 49. Mâncați-aș pula. Și nu sunt lider 2 săptămâni, frate, și lasă-mă că mai e săptămâna asta, o luna trece. Bă, am 6 luni, frate, am 180 de zile, luna are 30, mă rog, 30-31. Da, 6 luni 30 de zile, 180 de zile. 6 luni, colaps a avut aproape 2 ani. Dar la omul ăla s-a gândit, mă, vreunul, bă, frate, o facțiune are de suferit dacă are un lider nab. Uite, la noi, de exemplu, pe Origins, la National Guard, au fost 3 lideri la început, nu-i mai știu exact, unul a ținut 5 zile, unul 12, unul 18, sau ceva, 5, știu sigur unul a ținut 5, unul 18 și altul, nu mai știu, 16, 17, nu mai știu, 14, ceva de genul, deci 30 de zile, 3 lideri, 25, cam așa, 30 de zile, 3 lideri. Păi, nu prea e bine, o, cu lider de ăștia, știi de ce? Pentru că FH-urile jucătorilor o să fie wipe... Cui convine, frate, să intre într-o facțiune în 4 zile, bă, păi stai că se schimbă liderul, om, mai, pula, suntem iar civil. Și mai avem și pe FH, futut. Adică sunt totuși câteva sute de jucători, pentru că sunt lideri care a dat wipe la toată facțiunea. Da, și fut așa serverul, plus că mai râde lumea, ia, uite, bă, și pe baghet. Schimbă la
Unul mai lider, dar nu neapărat că zice lumea, dar chestia asta nu e ok, frate, Camagea, nu e ok. Nici nu faceți o imagine bună staffului, sincer, liderii ăștia care ține 10 zile, pentru că, mă rog, la mafii de înțeles, da, pentru că mafii. Da. Să pui pe unul incapabil, bă, mai e și vina ta, adică scuză-mă, tu l-ai pus lider, frate, tu ca membru staff, adică tu ca admin, că admin i-a aleg, nu? Da, da, nu știu dacă s-a gândit ceva la colaps, că el a avut, fără nicio obligație, frate, a ținut liderul 2 ani, s-a ocupat de toate astea și pic de recunoștință. Adică, ba da, a fost recunoștință din partea lui Dvon că l-a scos pe greșeli multiple. Că așa, așa aveam FH și greșeli multiple. Și de fapt trebuia să fie renunțare la funcție. Normal că a renunțat. Că, adică nu putea să mai fac altceva. Pe el vă spun eu că n-ar fi renunțat. Că mie mi-a spus, babache, eu peste 3 zile rămân la 2, la 1.5 din 3. Iar peste 6 zile rămân cu 1 din 3. De ce într-o săptămână rămâne la 1 din 3? Ca mine acum, 1 din 3 nu-i stres, știi? Adică el poate mai ține liderul, dar, mă rog, unii admini așa sunt. Da. Hai să-l scoatem pe colab, dă-l în pula mea, ajungi și le 6 zile. Oh, eu sunt admin, frate, eu șmecher, vă arăt eu că-l scot eu din funcție. Da, corect. Cum auzim și eu vorbe despre mine, la început că, bă, bă, ok, vezi că ăla vrea să te sancționeze, aveam 2.5 din 3 la un moment dat, când chiar mă săturasem de joc și de funcția asta. Vezi că vrea să te sancționeze și să-ți facă, să-ți dea direct un invite din jos, să nu mai aștepte să mai postezi dacă ai fost sancționat greșit sau să mai vorbești și să mai cer părți despre sancționat. Bun. Bă, m-am, nu știu, nu trebuia să fac clipul ăsta, dar multă lume, adică am 10 de PM-uri pe Facebook cu, au uite, a renunțat colaps, pe forum, pe comentarii, a lăsat colaps liderul, îmi pun ăștia pe perete de pe Facebook-ul ăla pentru fan pe care l-am, nu pe fan pe și pe celălalt pe care le pun în grupuri. Mi-au lăsat, mi-au pus pe perete, au uite, șeful, colaps, a pierdut liderul, nu știu ce. Și am simțit eu că e nevoia să vorbesc. Știu mai multe, dar nu e cazul, pentru că sunt informații în staff, dar bă, sincer, ați fost bulangii cu colapse, jur. Deci chiar nu trebuia, frate, nu trebuia. Nu știu, de ce ura asta, nu înțeleg pentru ce, adică, frate, putea să țină oricine la, să ții 2 ani liderul pe baiet, n-a făcut-o nimeni niciodată. E de apreciat, adică acolo mai și admin 3, are liderul dinainte să fie helper. Gândiți-vă că eu am stat 4 luni helper și nu, 3 luni helper și de 2 luni sunt admin, de 2 luni jumate. Admin 1, da? Și el a luat și admin 2 și admin 3. Da, mă rog, eu am văzut oic, vedem data viitoare, am jucat. Lăsați voi în comentarii părerea voastră, like dacă apreciați, dacă îmi dați dreptate, ne vedem, salut!